Am ajuns în Piața Sfatului. Astăzi, ca și odinioară, inima orașului, fiindcă aici era cel mai important loc al comunității, acolo unde se întâmplau ce era mai important în Brașov, nu? De la execuții publice și până la adunări, festivități, vizite de oameni importanți, toate se petreceau și se consumau cumva aici, în Piața Sfatului. Piața Sfatului fiindcă, începând cu veacul al XV-lea, cerând permisiunea Breslei Blănarilor de a-și construi un etaj în ideea de a avea un spațiu să împartă dreptatea în oraș, magistratul orașului va ajunge să-și construiască Casa Sfatului, pe care o vedeți astăzi dominând această piață, și care va fi primăria pentru câteva sute de ani. Primăria orașului. Practic, magistratul orașului ar fi autoritățile orașului astăzi și în trecut ar fi fost format în primul rând din jude, primar, notar, a doua persoană importantă în comunitate, fiindcă el consemna toate datele în cronică și în documente oficiale. Vilicul, care, dacă vreți, era un fel de secretar general al primăriei, asistat de 12 senatori. Un pic mai târziu, pe la 1500 și ceva, se va crea o instituție ce va purta numele de centumvirat și va fi creată și va consta, de fapt, în 100 de bărbați onorabili cetățeni ai Brașovului pentru o mai bună reprezentativitate a tuturor celor patru quartale care formau Brașovul. Sper să mi-aduc aminte bine. Corpus Christi, Caterina, Portica și Petrus, de care aparțineau totodată și cele trei suburbii, dacă vă aduceți aminte că am vorbit despre șcheii, da, Brașovului, Brumâna și, josul și Brașov Vechi. Și în susul și în josul, și în josul, cumva, okay, de jur împrejur. Acesta era magistratul orașului și acesta avea dreptul de a aplica legea în oraș. Cine făcea parte din magistratul orașului? În principal, această instituție a magistratului orașului era formată dintr-o pătură superioară, din patriciene ai orașului. Nu se cheamă nobil, fiindcă există diferențe fundamentale între statutul și conceptul de nobil și cel de patrician. Și care ar fi diferența dintre ei? Una fundamentală ar fi că nobilimea își primea acest titlu fie în mod ereditar, născându-se, okay, fie fiind înnobilat de către un rege sau un împărat. Nobilii aveau proprietăți feudale, cu totul altă situație la patricieni, care aveau proprietăți, dar nu cu caracter feudal neapărat. Okay. Iar un patrician putea să avanseze pe scara ierarhică în societate, atâta vreme cât, acumulând avere prin muncă, se presupune că cinstită, da, ar fi urcat câte o treaptă tot mai sus și tot mai sus. Această pătură a patricienilor era formată în majoritatea situațiilor din negustori foarte înstăriți și din breslași, din meșteri de brează, șef de staroși de brează sau meșteșugari foarte pricepuți, și ei dominau orașul din toate punctele de vedere, și politic, economic, fiscal, comercial, etc. Deprisos să mai amintim că această clasă înaltă, cea mai înaltă în comunitatea sașilor, ar fi avut locuințe chiar aici, în piață. Pe de altă parte, impozitele plătite pentru asemenea proprietăți ar fi fost foarte mari, cu siguranță foarte mari. Cred că e momentul să amintim un lucru foarte important care ne face să înțelegem cum funcționau lucrurile într-o comunitate, fie ea urbană sau rurală, a sașilor. Existau practic două dimensiuni care coagulau toată viața comunității din toate perspectivele, și prima dintre ele, și îmi place să o numesc dimensiunea verticală, axul vertical, dacă vreți, era ierarhia. Ierarhia era sfântă într-o comunitate de saș, fiindcă ea trebuia respectată. Mai pe scurt, de îndată ce te întâlneai pe stradă cu un om, trebuia să vezi de la distanță, după simplul fel în care era îmbrăcat, din ce clasă socială face parte. Așadar, nu ne miră faptul că, începând de la sfârșitul anilor 1400, sașii au început să-și reglementeze inclusiv felul în care avea voie fiecare clasă socială să fie îmbrăcată sau nu. Okay. La mare detaliu. Foarte existau strict. Foarte strict. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării, da, așa cum am spus, de la felul în care ștundeau părul până la felul în care se îmbrăcau, se comportau, se duceau la școală, se duceau la biserică, munceau, participau la viața comunității, la întreținerea, menținerea și apărarea zidurilor, etc. Absolut totul era bine reglementat.
Ziceam de regulamentele de îmbrăcăminte, acestea au fost adoptate pentru a evita luxul și opulența pe care aveau tendința să o manifeste, în special cei din păturile superioare, dar și cei din pătura de mediu, care de când în când așa doreau puțin să pară ce nu erau. Okay. Și atunci se reglementează absolut totul la mare detaliu, la nivelul culorii, texturii, valorii pe care o presupunea fiecare material în parte, accesorii, lățimea panglicilor, eu știu, înălțimea pălăriilor, etc. Ierarhia, pe de altă parte, înseamnă și faptul că atunci când ești invitat la o nuntă, de îndată ce intri în sala în care se ține respectiva ceremonie, nu poți să saluți oamenii în funcție de cum îi întâlnești, ci trebuie să acorzi respect în funcție de statutul social. În prima oară intri în sală și începi și saluți, începând cu cel mai mare, cu cel mai înalt în ierarhie și până la ultimul. Dar ierarhie înseamnă, pe de altă parte, așa cum am spus, și că vei sta într-o casă care presupune niște cheltuieli, un stil de viață specific, da, și niște impozite la fel de mari. Pe măsură ce te îndepărtezi de piață, se presupune că scazi și în statutul social și financiar obligatoriu. Da. Da? Am văzut că am venit pe Strada Neagră, care era strada tăbăcarilor și a pielarilor, foarte renumiți meșteri aici. Pe de altă parte, o dimensiune orizontală a comunității, în cea care deja se topesc toate diferențele de statut social și financiar, ar fi fost reprezentată de, cumva, de spiritul lor comunitar, manifestat sub forma asociațiilor de vecini, a vecinătăților. Dar nu aș vrea să stric această surpriză, fiindcă l-am pregătit pentru un obiectiv pe care urmează să-l vedem ceva mai încolo, cu permisiunea. Ideea este că într-o vecinătate nu avea importanță ce statut social ai, deși erau cumva grupați așa, având în vedere că o vecinătate era formată de vecini, de oameni care locuiau pe aceeași stradă, dar o vecinătate, instituție eminamente democratică, condusă prin doi lideri care erau realeși la 2 ani, așa, nu-i scutea de obligații nici măcar pe patricieni, deși ei aveau obligația să participe la tot ce presupunea viața vecinătății. Odată vom vorbi despre asta. Suntem exact într-o piață în care, începând cu veacul al XIV-lea, brașovenii primesc un privilegiu fundamental, și anume privilegiul de a avea târg. La început, acest privilegiu va fi acordat pentru un târg anual, după tipicul celui de la Viena, și va fi organizat la 1 noiembrie sau în jurul datei de 1 noiembrie, ziua tuturor sfinților. Un târg ce presupune că, grație localizării excelente a Brașovului, exact la intersecția drumurilor comerciale pe drumul Mătăsii, acesta va fi locul de întâlnire a negustorilor veniți și din Orient și din Occident. Ar fi interesant să ne transformăm așa într-o insectă și să ne putem transpune în vremuri trecute, să vedem exact ce limbi vorbeau. Trebuie să fie existat o limbă universală a comerțului, sau probabil ca în marele bazar acoperit din Istanbul, unul învăța un cuvânt într-o limbă ca să răspundă celuilalt în altă. Mă gândesc, nu știu, probabil că exista o formulă un și fel pentru... de Babilon. Exact, da. Să nu vă închipuiți că piața asta era suficient de mare pentru a-i adăposti pe toți negustorii care veneau cu ocazia acestui târg, fiindcă privilegiile târgului erau că negustorii erau scutiți de anumite taxe și veneau masiv. Deci toate străzile pe care dumneavoastră le vedeți, toate străzile adiacente, reprezentau cumva niște piețe specializate. Să luăm punctual. Vrei să cumpări cai? Perfect. Târgul cailor. În direcția aceea. Pe strada aceea. Dacă vrei să cumperi in, mergi pe șirul inului, în spatele casei sfatului. Dorești să cumperi grâu, mergi pe șirul grâului, pe latura aceea a pieței. Dorești pește, iată, mergi pe strada Apolonia Hirscher, iar la capătul ei se găsea târgul de strai. Și tot așa exista târgul de boi, târgul de fructe, târgul de flori, etc. Acum, trebuie să ne lăudăm și cu faptul că la Brașov am avea primul mall, da? Okay. Am avut și noi un mall, dacă îmi permiteți. Ce să mă fel de mall, te rog? V-aș atrage atenția asupra clădirii pe care o vedeți aceasta chiar aici. Aceasta, exact. O clădire lungă, cu bolți, cu arcade, construită undeva în prima jumătate a secolului al XVI-lea de către Apolonia Hirscher, văduva unui foarte vestit jude al Brașovului, Lucas Hirscher, care totodată a deținut și funcția de castelan al cetății Branului. Un negustor foarte înstărit. Iar clădirea are o poveste interesantă, fiindcă se pare că apare această clădire ca un act de
donație și ca în semn de mulțumire în urma unui miracol. Zicese că Apolonia Hirscher avea o fată care moare din cauza unei boli foarte devreme, foarte timpuriu, iar înainte de a fi înhumată, în capela unde fata era expusă, un gropar intră și vrea să-i fure fetei toate bijuteriile, dar, evident, Surpriză, se blochează la un inel care nu voia să iasă de pe deget și îi trece prin cap că poate ar fi bine să taie degetul. Iar în momentul în care se apucă de treabă, fata se trezește, fiindcă era doar într-un fel de moarte clinică. Da. Acum, e drept, povestea nu continuă, nu-mi spune exact dacă groparul a suferit un infarct sau nu. Oricât mama fetei, o femeie foarte puternică și într-o epocă în care femeile nu contau foarte mult și nu aveau foarte multă putere, reușește să țină cu mâini puternice, să preia frâiele afacerii soțului ei, mare negustor, după moartea acestuia. Iar Apolonia Hirscher va cheltui mai mult decât o avere. Din câte știu, suma era în jur de 8.000 de florini, iar în medie o casă, nu în medie, de fapt o casă foarte impunătoare, foarte scumpă, ar fi costat undeva între 700-800 de florini. Oho, de seama, 10 case. Case de patricieni, da, din buricul târgului. Și construiește acest edificiu pentru a-l dărui comunității de negustori brașoveni ca să nu-i mai ningă și să nu-i mai plouă și să nu-i mai bată soarele în Piața Sfatului. Prin urmare, această casă lungă de aproape 70 de metri, sub ale căror bolți negustorii își aveau magazinele, iar la primul etaj pantofarii și cizmarii băteau din instrumentele lor și de aceea se și numește Podul Bătușilor, această casă va primi numele de Casa Negustorilor. Deci, cum am spus, primul mol din Brașov. Exact. Cu pivnițe pentru depozitarea vinurilor, fiindcă era și un comerț important, relevant cu vin în acea perioadă. Iată, deci, să ne închipuim piața asta colorată de o lume pestriță în acum câteva sute de ani, cu negustori, cu servitoare, cu cerșetori, de ce nu, că existau și ei. Cu calfe și cu meșteri. Veniți toți la târg să târguiască câte ceva. O lume pestriță, cum am spus, de aici, de la negoțul brașovean provine și zicala a spune Brașoave, tocmai din tendința negustorilor de a exagera puțin calitățile și virtuțile mărfurilor lor. Ce se găsea la noi? Pentru ce era cunoscută piața din Brașov? Piața din Brașov, în principal, pentru produsele locale, era cunoscută pentru lăzile mari brașovene, care puteau fi folosite drept geamantane de călătorie, care puteau fi folosite drept dulap în casă pentru a-ți depozita lucruri de mare preț. Să ne amintim că în epocile alea nu era mare accesibilitate la haine sau la obiecte personale. În urmare, ele erau purtate până la maximă uzură și nu erau înstrăinate chiar așa de ușor. Pielărie, postav. Postavul brașovean era un postav mai grosier, de tipul postavului pe care l-ar fi purtat muncitorii, oamenii simpli. Nu era un postav fin, cum era postavul de Remec, de exemplu. O grămadă de produse de fierărie și nu de puține ori voievozii țării românești și ai Moldovei și-au făcut comenzi consistente aici la categoria armament și tehnică militară, spade, tunuri, săgeți, arcuri, etc. Din Moldova și din țara românească, noi cumpăram aici vite, vin, miere, ceară, grâne în general. Ne închipuim că aici se perindau negustorii din vest și din est, vorbind într-o limbă universală a comerțului și aducând nivelul ăsta de dezvoltare al Brașovului la un nivel fără precedent. Nu ne-am oprit aici cu privilegiile, fiindcă ulterior Brașovul va primi dreptul de etapă și depozit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un negustor venit de aiurea avea obligația, odată sosit în oraș, să-și desfacă timp de 3 zile mărfurile exclusiv pieței brașovenilor. Aha. Iar brașovenii cumpăreau cumva angro, dacă îmi permiteți un termen foarte modern, urmând ca ulterior să vândă la un preț mai mare, desigur. Asta era un mare privilegiu. Ulterior se va ajunge ca aceste târguri să fie organizate din ce în ce mai des, până când vom avea târguri săptămânale, despre care povestește Sextil Pușcariu într-o carte cu parfum de epocă,
sfârșit de secol XIX, început de secol XX, îmi povestește ce coloratură avea piața, cu precupețe și negustori și servitoare și domnișoare și doamne venite să cumpere tot felul de lucruri în ziua de vineri când era organizat târgul. Deci vinerea se organiza. Da. În final, da. Așa va ajunge să fie. Ok. Revenind la piața Sfatului, dați-mi voie să vă împărtășesc un secret. Din balconul casei Sfatului, care tocmai ce v-am spus că a fost primăria orașului multă vreme, având în vedere că nu toată lumea deținea ceasuri în locuințele lor, era nevoie ca lumea să știe cât e ceasul. De altfel, asta cu administrarea timpului era o valoare fundamentală în timp, pentru că asta presupunea hărnicie și drămuirea timpului în așa fel încât s-a pus să faci tot ce era de făcut într-o gospodărie. Prin urmare, se bătea clopotul la fiecare oră fixă, exact, dar mai era ceva. Imediat după ce se trăgea clopotul, din balconul casei Sfatului, care se mai numea și turnul trompeților. Deci este acela cu... Exact, exact. Cu grill, cu un fel de grilaj. Exact, acela. Din balconul casei Sfatului, gardienii orașului cântau din trompetă ca să anunțe oamenii ora exactă, exact după trasul clopotului. Aha. Și asta s-a întâmplat multe secole, până când, la începutul secolului al XVIII-lea, când Transilvania este într-o perioadă un pic mai tulbure, pentru că vine o nouă rânduire, acceptând suzeranitatea austriacă, habsburgică, undeva în spatele casei Sfatului, într-o casă, ce astăzi poartă denumirea de Casa Împăraților, fiindcă acolo s-au cazat trei împărați austrieci și austro-ungari. Da, putem să o și vedem dacă doriți. În casa aceea, unde se afla comandamentul trupelor habsburgice, generalul Langlet, general imperial, trăiește liniștit, având un papagal din acela vorbitor. Generalul Langlet, austriac și catolic, enervat la culme pentru că papagalul lui zi de zi repetă niște cântece ale luteranilor, gardienii care... Exact. Da. Și se enervează, nu se poate așa ceva într-o casă catolică, n-are cum să cânte ceva luteran. Prin urmare, interzice tipul ăsta de practică și tocmai ce v-am demonstrat, că abuzul de putere exista și în trecut și că nu e ceva inventat recent. Da, da, da. Da. Nu noi am inventat tot asta. De Casa Sfatului și tot de un o figură din aceasta proeminentă, baronul Schramm, ulterior, tot austriac și el, va intra în conflict cu magistratul orașului, enervat la culme că orașul, piața Sfatului, mai ales, era foarte murdară. Vreau să vă închipuiți că această piață se curăța, se mătura doar de câteva ori pe an, iar celelalte străzi mai deloc. Deci peisajul într-un oraș medieval și mirosul nu e deloc armonizat cu imaginea pe care ne-o vinde cinematografia de tip Hollywood. Și fiindcă tot am povestit de brașoave și de publicitatea făcută de negustori în trecut, și l-am amintit și pe Sextil Pușcariu cu lucrarea sa Brașovul de altă dată, undeva la sfârșitul secolului XIX, pe șirul grâului, pe latura aceasta a pieței Sfatului, se găsește o librărie a unui sas pe care îl chema Zeidner. Asta presupunem că... pentru că se presupune că venea din Codlea, Zeidner. Și relatează Sextil Pușcariu că librarul acesta foarte pasionat are o manieră foarte interesantă de a face publicitate. De câte ori achiziționează câte o carte nouă, își trimite un ucenic acasă la potențialul client să-i prezinte cartea. Zice, uite, citește, aruncă o privire, citește dacă îți place și dacă nu ești interesat, mi-o trimiți înapoi, dacă nu-ți trebuie. Întâmplător, în portofoliul lui de client se regăsește și un fierar sas, așa mai ursuz, care cine știe cu ce ocazie o fi cumpărat o carte de la el. Și se vede dintr-o dată asaltat de cărți și îi spune odată librarului, nu mai îmi trimite, domnule, cărți, că nu sunt interesat, te rog, nu mai îmi trimite. Și librarul îi dă același răspuns, aruncă o privire și dacă nu-ți trebuie, mi-l trimiți înapoi. Până când într-o dimineață vine Zeidner, librarul, la serviciu, își deschide librăria, nu trece multă vreme și un car tras de niște boi apare în fața librăriei și niște bărbați vânjoși descarcă din car o traversă imensă din fier și o trântesc exact în mijlocul librăriei. Dacă nu-ți place... Exact. Librarul zice, dole, nu te supăra, cred că e o eroare, eu n-am comandat așa ceva. Și unul din băieții care au descărcat, zice, chiar mi-a zis șeful să-ți transmit că dacă arunc o privire și dacă nu-ți trebuie, mi-o trimiți înapoi.
Exact. Da. Dacă tot nu suntem foarte departe, v-aș propune să ne apropiem despre, către, da, să mergem către prima farmacie a Brașovului și să vorbim și despre subiectul ăsta. E la modă, nu? În contextul COVID-ului și al... Da. Da. Aș prefera să discutăm și despre lucrul ăsta. Aș vrea să vă închipuiți că în urmă cu câteva sute de ani toate orașele transilvanene aveau reglementat că fiecare oraș trebuie să aibă un physicus, adică un medic oficial, și un apotecarius sau aromatarius, adică un farmacist oficial. Ei erau cumva contractați de autoritățile orașului, iar farmacistul își primea farmacia cu un inventar complet dotată, iar la sfârșit, când el decidea că, nu știu, nu mai vrea să lucreze acolo, vrea să meargă în altă parte, avea obligația să o dea înapoi autoritățile orașului în aceeași stare. Okay. Nu de puține ori, farmaciștii aceștia, care în general aveau studii în alte, prin străinătatea, prin Europa Centrală și de Vest, primeau sub forma de împrumut sume de bani de la autoritățile orașului pentru a întreprinde călătorii, în urma cărora urmau să aducă în orașe cele mai noi, cele mai bune remedii farmaceutice din epocă. Și atât casa aceasta albastră pe care o puteți vedea aici, de fapt ea făcea parte dintr-un ansamblu mult mai mare, se presupune că din ea făcea parte inclusiv clădirea pe care o vedem acum în partea stângă, adică în curtea... Până în muzeu. Exact, până în muzeu cumva. Foarte interesant din punctul meu de vedere subiectul acesta al farmaciei și al asistenței farmaceutice în trecut, pentru că astăzi ni s-ar părea curios, ni s-ar părea uneori grețos. Am discutat despre COVID și da, am fost surprinși că a venit așa o molimă, fără să ne dăm seama că molime de genul ăsta au fost mai grave și mult mai des în Transilvania. M-am uitat puțin că într-un interval de mai puțin de 300 de ani, în Transilvania au fost, statistic vorbind, istoria nu funcționează nici cu statistică, nici cu medie aritmetică, dar hai să încercăm să facem o medie undeva la 13 ani, între sfârșitul secolului 15 și sfârșit de secol 15-18, da? Cam în mai puțin de 300 de ani au fost... odată la 13 ani câte o epidemie, wow, de ciumă. Mm-hmm. Ca să nu mai vorbim de lepră, de tifos, de sifilis, de toate cele boli. Boli de care se murea, în trecut, variolă. Mult mai grave, da. Exact. Și când tratamentul pe vremea aia nu e ca imediat vă acum povestesc și de așa, tratament. Avem, da, avem și subiectul avem ăsta acoperit. Bun. În primul rând aș vrea să vă spun că Brașovul era printre orașele care primeau prima dată care răspândeau de fapt ciuma. De ce? Pentru că veneau și o aduceau de la Istanbul o mare și parte aici, din... Târg, exact. O mare parte din comerțul nostru, cea mai mare parte, era cu Asia Mică. Uh-huh. Și imediat o primeam, imediat o și răspândeam. Corect. Când venea o epidemie de ciumă, mortalitatea începea de la 40-50%, în cel mai bun caz, wow, și urca. Nici măcar medicii n-aveau vești foarte încurajatoare, fiindcă undeva în secolul XVI, medicul orașului Sebastian Pauschner, la cererea magistratului orașului, scrie o carte în care să învețe pe brașoveni cum să combate și cum să se comporte în caz în care se confruntă cu vreo epidemie de ciumă. Iar prima și cea mai consistentă recomandare a doctorului este să aibă o pereche bună de ciubote la îndemână, să poată fugi repede. Aha. Da, o pereche bună de încălțăminte. Okay. Okay. Da, foarte încurajator. Da. Aș vrea să vă mai zic un lucru. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, până în 1894, ceva de genul ăsta, până când un doctor, un francez, un tânăr, cercetător al Institutului Pasteur, Alexandre Yersin, de acolo și vine Yersinia pestis, numele latin al ciumei, până când acesta nu este trimis în Hong Kong și în condiții foarte super dificile, reușește să ia niște mostre din buboanele ciumaților care de altfel și muriseră, condiții dificile pentru că nu aveau voie să atingă, să intre în contact, da? Și până când el nu stă și studiază să vadă care este agentul patogen, uh-huh, ce provoacă această boală, deci până în epoca asta nici măcar nu s-a știut ce provoacă exact. Da. Despre remediu farmaceutic oficial vom vorbi de-abia în anii 20-30 ai secolului trecut. Până la momentul acela nu există neapărat un remediu specific nișat pe ciumă. Exista un remediu universal care se numea teriacul venețian, care era o combinație de între 60 și 80 de ingrediente, care mai exotice. Vă dau câteva exemple, de pildă
carne de șarpe veninos, opiu, valeriană, castoreum, care e secreția cu care castorul își marchează teritoriul. Okay. Și măcar care, ajuta? Și care nu prea ajuta, dar avea o scuză și pentru asta. Și care se prepara timp de 40 de zile în mod public în Veneția, iar următorii 8 ani se matura. Aha, dacă luai și nu, funcționa, da, dădeau vina pe faptul că nu l-au depozitat în mod corespunzător. Okay. Asta care mediu intern, dar teriacul era de obicei ceva ce primeai în momentul în care doctorii nu mai știau ce să-ți dea. Un fel de remed, merge la orice. De fapt, asta era medicina evului mediu. Încercai la rând toate remediile până când ceva urma să facă efectul sau dimpotrivă, până când să te săvârșai din această lume. Și nu-l mai foloseai. Exact. Teriacul venețian, prin urmare, era remediul intern cumva, dar nu neapărat nișat pentru ciumă. Pe de altă parte, exista și un remediu extern, celebra cantaridină sau musca spaniolă, în realitate gândacul de frasin, cules din copaci și macerat în oțet cu mirodenii, apoi scos după o perioadă de acolo, scoase toate insectele astea, uscate și transformate într-o pulbere, rezultând un praf care în doze diferite putea să fie remediu extern pentru ciumă, amestecat într-o bază grasă, grăsime de animal sau, știu că sună șocant, chiar grăsime umană. Wow. Se folosește și s-a folosit și este documentată în tot evul mediu folosința aceasta a grăsimii numită ceară umană. Se considera că cea mai bună ceară umană provenea din cimitirele Parisului, de la cei care fuseseră executați. Aia era cea asta mai bună. Pentru cine s-a gândit să doneze, dar nu acceptau donatorii vii oricum. Da. Și i-a amestecat într-o bază și grasă. Și avea efect? Nu știu exact dacă avea efect, dar bănuiesc că nu. Într-o doză complet diferită putea să fie abortiv, antiepileptic sau cel mai primul afrodiziac european documentat, folosit în egală măsură de femei și de bărbați, fiindcă probabil că are un efect irritant asupra tegumentelor, okay, provoacă așa un soi de iritație. Și nu în ultimul rând, putea să fie dozat în doze foarte mici, dar pe o perioadă mai lungă, o travă. Se vedea familia de Borgia, nu? Mm-hmm. Cum puteai să-ți otrăvești soțul fără ca nimeni să afle ce l-a omorât? Asta înseamnă evul mediu și remedii universale de tipul acesta mai erau câteva. De pildă bezoarul, care este conținutul stomacului rumegătoarelor, care se scotea conținutul ăsta și se amestecat cu tot felul de uleiuri și de rășini și de extracte hidroalcoolice, rezultând ceva ce probabil nu era grozav de bun la gust. Da, uite că doctorii îl recomandau la începutul secolului al XVII-lea, când Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei, se află pe patul de moarte foarte bolnav și când doctorii ia chiar nu mai știu ce să-i dea, îi recomandă bezoarul și ghici ce? Își face efectul? Ei, nu, a murit în 24 de ore, dar okay, se pare că datorită bezoarului așa o moarte liniștită și fină și lină a avut. Ok, cu ungerii lângă el, probabil. Astăzi, dacă tușești, ai o grămadă de remedii farmaceutice, da, dar pentru o bronșită simplă, în trecut ar fi fiert oamenii un plămân de vulpe în apă cu oțet. Wow. Nu știu de ce oțetul ăsta avea virtuți farmaceutice nebănuite. Și l-ar fi scos, l-ar fi uscat și transformat într-o pudră. Asta era remediul pentru bronșită. Iar vă mai dau un secret pentru o constipație, de exemplu, că nu exista nici Dulcolax sau, mă rog, Ciocolax, ce se mai ia astăzi. Dulcolax, exact. Da. Nu de puține ori, în trusa medicului sau a farmacistului se aflau pilulele eterne. Ok, și ce înseamnă asta? Pilulele eterne erau niște pastile foarte mici, așa ca niște gloanțe mici făcute din antimoniu, deci metalic, pe care pacientul le înghițea și care folosea foarte bine pentru purgație. Își făcea un efect foarte, dar erau eterne. Okay. Adică se culegeau din oala de noapte, urmând a fi spălate, curățate și reciclate la următorul pacient. Ah, corect. Ok. Da. S-a schimbat medicina, gata, nu mai. Că tot am vorbit de afrodiziace, pentru că era o practică destul de frecventă ca un bărbat bătrân sau mai în vârstă să se căsătorească cu o fată tânără, foarte tânără, mm-hmm, și cu siguranță ar fi avut nevoie și de ceva stimulente. Cel mai popular afrodiziac în epocă, sper să nu vă îngrețoșați foarte tare, era secreția anală de civetă sau zibetă, care e o pisică asiatică.
Wow. Iar doamnele care vor, și nu exclusiv doamnele, dar care voiau, cu siguranță, iar doamnele sau domnii care doreau să-și păstreze vigoarea și frumusețea și tinerețea mai multă vreme, achiziționau la prețul echivalent cu aurul, deci un gram de pudră, un gram de aur, era același preț, praf de mumie. Praf de mumie. Și dacă doriți, pot să vă mai spun foarte multe. Da. Interesante remedii farmaceutice. Oricum, farmaciștii nu își aveau cea mai mare parte, nu își luau cea mai mare parte din venituri din practică farmaceutică, ci din comerțul cu mirodenii, comerțul cu care vin. Care era foarte, mirodenii erau exact, foarte scumpe, am înțeles. Exact, da. Comerțul cu vin și comerțul cu ceară, în special ceară pentru sigilii, nu neapărat ceară exclusiv pentru lumânări. Okay. Ceară verde și roșie pentru corespondențe, pentru sigilii. Și fiindcă am vorbit de condimente, da, Brașovul... Mergem prin dreapta sau prin stânga? Okay. Da, o să facem... Okay. Fiindcă am vorbit de condimente, în Brașov, mărfurile de referință în epoci trecute, în Evul Mediu, ar fi fost mirodenile și condimentele, fiind și, în general, toate produsele considerate coloniale, da, din viitoarele colonii. Nu trebuie să fim mirați. Dacă ne uităm într-o carte de bucate de acum câteva sute de ani, o să vedem că ingredientele dintr-o rețetă sunt foarte exotice. Stafide, portocale, ghimbir, șofran, piper. Da? În trecut, prețurile de referință la aceste mărfuri erau stabilite în Piața Sfatului. Nu greșesc dacă spun că Piața Sfatului era bursa de mărfuri a Transilvaniei. Da, da, da. Iar deseori, prețul unei case ar fi fost exprimat în kilograme de piper. De pildă, o casă impunătoare, o casă mare de patrician ar fi costat undeva la 20-25 de kilograme de piper. Atât de scump era piperul. Atât de scump era, da. Am făcut o echivalență așa în mare la ce valoare de piață ar avea astăzi o clădire de patrimoniu din centrul Brașovului și am constatat că un kilogram de piper ar valora undeva la 20.000 de euro. Da. Da, așa se și curtau fetele de patrician, așa le impresionai. Trimiteai șofranul, era cel mai scump, într-adevăr, dar piperul și era... Și îl mai mâncai? Adică îl mai găteai? Fiind dacă atât erai... De scump, în primul rând, condimentele, mirodenile erau indice de statut social, pentru că nu și le permiteau decât clasele superioare. Dacă vrei, cum ai purta astăzi un Rolex la mână ca să arăți lumii că ai bani? În al doilea rând, ele erau remedii farmaceutice. Prin urmare, le vei regăsi în toate inventarele de farmacie din Transilvania. Okay. Și, în al treilea rând, ele condimentau mâncarea, dar nu în ideea că să aibă un gust mai nu știu cum, ci de multe ori erau folosite și există un medic care le reproșează sașilor că abuzează de mirodenii și condimente, pentru că doreau să ascundă mirosul neplăcut al cărnii și al alimentelor care încep să se altereze. Nu era ca astăzi, miroase carnea un pic, o aruncăm că nu e bună. No. Îi punea un pic de șofran, un pic de nucșoară, un pic de piper și o mânca. Face o diaree, te strici la burtă, asta nu e nimic comparat cu ce putea să ți se întâmple în materie de molime și de tot felul de boli. Da. Fiindcă tot am vorbit de COVID și am fost așa de revoltați că am fost închiși 2 luni jumate și pe urmă a trebuit să urmăm niște reguli foarte stricte, lucrurile astea s-au mai întâmplat în trecut. În epoca în care Habsburgii sosesc în Transilvania, ei își dau seama foarte pragmatici de un singur fapt. De unde vine banul la Imperiu? De la cetățean. Prin urmare, cetățeanul e important și noi nu vrem să moară cetățeanul. Așadar, dacă e regulă că s-a instituit cordon de carantină și nu mișcă nimeni în front, păi nu mișcă nimeni în front. Cine a mișcat în front, cine nu respectă regulamentul, cine intră în contact cu oameni veniți din afară, cine nu semnalează prezența unui bolnav într-o parte sau în alta, va fi spânzurat sau executat pe loc, împușcat pe loc. Cred că a avut efect. În timpul Habsburgilor, carantina pentru mărfuri, pentru animale și pentru oameni ajunge la un moment dat la punctul maxim de 82 de zile. Până au început să se revolte negustorii spunând deci făceau carantină fără să aibă o boală sau ceva. Da, veneai negustor și veneai din Moldova sau din țara mânească unde se știa deja că este molimă. În cazul ăsta, 82 de zile erai obligat să stai cu minte. Cei care transportau mărfuri perisabile s-au început să se plângă și să se revolte, pentru că au zis, ne-ați adus la sapă de lemn. Și încetul cu încetul o să se ia măsuri ca această carantină să se diminueze, dar tot o să ajungă la 21 de zile. Mm-hmm. Și ca să știți că nu am inventat noi nimic. Și tot așa, mormântări făcute fără public, groapa acoperită cu var, casa celui care a decedat complet arsă, animalele ucise. Deci așa erau vremurile în trecut. Da. Diferența este că astăzi avem remedii, pe când în trecut nu erau remediile. Da.
Și nici modul de comunicare de azi, facilitatea de a comunica astăzi. Exact. Acum foarte ușor se duce vorba și ajunge la toată lumea și poți să previi. Exact, exact. Când în trecut lucrurile astea... Și vreau să te gândești că ciuma de pildă, ultima ciumă de relevanță mare în Transilvania a fost undeva pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. Da. Dar până atunci a făcut realmente ravagii. Da. Ravagii. Acum ne aflăm în curtea Honterus, unde suntem chiar în preajma edificiului simbolic al Brașovului și mândria brașovenilor, Biserica Neagră. Sau Biserica Arsă. Sau arsă nu prea se zice, se zice doar neagră. Nu-i se zice arsă, deși a fost arsă și o să vorbim și despre asta, sigur. E o biserică impunătoare, impresionantă. Zice-se una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare, biserică gotică, edificiu gotic religios între Viena și Istanbul și întrebarea care se impune, de ce la Brașov? Și este simplu de explicat de ce la Brașov, fiindcă gândiți-vă că Brașovul reprezenta granița zonei de influență a bisericii catolice. Nu? Un pic mai la sud, deja erai în țara românească, unde oamenii aveau altă credință, ortodoxă. Pe când vrei să-ți construiești așa o biserică, de ce o vrei să o faci? Pentru că vrei să arăți cât de puternică este religia din care faci parte și eventual să convingi omul să adere la ea. Da. Acesta este și motivul pentru care pe la 1380, așa în jurul acestui an, se începe construcția Bisericii Negre, inițial o biserică catolică, fiindcă sașii erau catolici în momentul când au fost invitați în Transilvania. Deci are un lucru interesant că pe lângă scopul de apărare a coroanei împotriva invadatorilor și pe lângă dezvoltarea comercială, agrară, urbană, etc. a Transilvaniei, s-a urmărit în oarece măsură și faptul că aceștia, fiind catolici, ar fi putut să contribuie la convertirea românilor de la ortodoxie la catolicism. N-a funcționat așa cum și-au... N-a măcar și-au propus asta. Bine, să vedem unde e... acolo, gata. Prin urmare, această biserică... Hai un pic mai aproape, că nu le mai aude. Prin urmare, această biserică începe să fie construită în preajma anului. Nu, mai puțin. Vezi că dacă tu nu ne auzi, nu o să se audă nici pe filmare. Păi vină încoa, vină încoa. Nu te îndepărta de noi, hai. Stai așa, 10 metri, 20, gata. Această biserică, așa cum am spus, începe să fie construită pe la 1380 și durează cam 100 de ani să fie construită, fiindcă deseori construcția era întreruptă de diverse evenimente nefericite din comunitate care implicau cheltuieli din partea comunității. Ok. Evenimente nefericite? Exact. De tot felul de dezastre. În anul în care n-ar fi fost o invazie și m-am uitat așa statistic vorbind că undeva la cam la 10 ani era câte o invazie. Că era cumanul, că era tătarul, că era otomanul, că era războiul cu ruților. Ceva ar fi fost, în orice caz. Da. Cam 100 de ani. Biserică parohială Sfânta Maria. Catolică, dar în epoca în care domnul pe care îl vedeți în statuie... Da? Se întoarce de la studii înalte la Viena, Cracovia, Basel, Wittenberg, un cărturar cu adevărat desăvârșit. Ne mândrim că e brașovean de al nostru, născut într-o familie de tăbăcari pe Strada Neagră, educat, așa cum am zis, în cele mai prestigioase universități central și vest-europene. Însul se întoarce la cerința magistratului orașului, redactează o carte în care să o explice brașovenilor și nu numai, care era treaba cu ideologia asta a reformei? Despre ce era vorba acolo? Că oamenii au auzit ceva, dar nu știau exact ce e aia. Și culmea că se apucă și o redactează, o prezintă magistratului orașului și își dau seama magistrații că e mult mai convenabil pentru comunitatea sașilor transilvăneni să adere la această nouă confesiune și anume la reformă, nu să devină luterani, fiindcă una la mână aveau ceva împotriva bisericii catolice, corupție, indulgențe, opulență, lux, etc. Și pe de altă parte, ce fain ar fi fost să audă slujba religioasă, duminica, într-o limbă pe care chiar o înțelegeau și n-aveau nevoie să le traducă cineva. Așadar, Johannes Honterus este responsabilul de reformarea religiei sașilor transilvăneni. Tot procesul acesta de reformă nu o să se întâmple peste noapte, ci va dura undeva la 80 de ani. Dar treptat, sașii se vor converti la această nouă ramură a creștinismului, și anume luteranismul. Iar biserica aceasta va deveni o biserică luterană și așa este și în zilele noastre.
biserică luterană, funcțională, cu comunitate. Te-aș propune să mergem puțin în partea opusă ca să vedem puțin statuetele care decorează fațada de sud și de nord, parțial de nord. Aici și povestea cu copilul. Aici este într-adevăr, okay. nu o vom sări nici pe aceea. Ok. Cât biserică construită într-un stil gotic flamboyant, din păcate arsă la 1689 și atunci se întâmplă următorul lucru. Incendiul ăsta, ca să putem să-l înțelegem, înainte de incendiu ar trebui să vorbim de ceea ce s-a întâmplat cu aproape un an în avans. În luna mai 1688, judele orașului Mihail Filstich se întoarce cu vești foarte îngrijorătoare de la dieta Transilvaniei care se ține la Făgăraș. În lumina noilor lucruri care s-au întâmplat în Europa, și anume casa de Habsburg eliberând Budapesta de prezența otomanilor care au fost acolo încă de la bătălia de la Mohaci din 1526, în această dietă de la Făgăraș, generalul imperial austriac Anton Carafa le comunică transilvanenilor că trebuie cumva să accepte suzeranitatea Habsburgilor și să cedeze o parte din orașele lor. Ce înseamnă asta? Că trupe imperiale urmau să se instaleze în orașele cedate, în orașele transilvanene. Mihail Filstich se întoarce de la această dietă și le comunică brașovenilor noua situație. Începe să aibă loc o agitație în păturile superioare și de mijloc ale comunității, fiindcă o parte dintre sași s-au temut că Habsburgii aceștia, care urmau să aducă o nouă rânduire, aveau să le calce în picioare privilegiile ce le-au fost acordate încă de pe vremea când au fost colonizați în Transilvania. Mai mult de atât, soseau vești îngrijorătoare de la bistrițeni deja sub ocupația austriacă, fiindcă acest Anton Carafa avea faima unui general foarte crud care scotea bani din piatră seacă prin tortură, strângeau sume mari de bani. De altfel, brașovenilor li se cere magnifica sumă, impresionanta sumă de peste 100.000 de florini de aur pentru a întreține, armatele imperiale. În vremuri în care un bou ar fi costat undeva între 8 și 10 florini, ca să faci așa, wow, o echivalență. Da. O sumă foarte mare, de familie? Prin urmare, nu, îi se cere orașului întreg, cum urmau orașului okay, ca administrație, okay, cum urmau să strângă, exact, să cum urmau să, asta okay, era treaba lor. Prin urmare, nu ne miră că agitația asta crește și se transformă într-o revoltă a unei bune părți din brașoveni, sub conducerea unui pălărier foarte în vârstă, așa, cu plete albe, Ștefan Steiner se numește. Desigur, se aude tot mai la curtea imperială, prin urmare, generalul veteranii este trimis să oprească foarte repede, să stopeze foarte repede această revoltă și reușește să o facă, fiindcă vine cu peste 8.000 de soldați în trupe, și reușește foarte repede să stingă toată revolta, pedepsindu-i pe cei 5 lideri ai răscoalei într-un mod foarte crud, la modul că au fost decapitați, iar capetele lor au fost puse la fiecare dintre porțile, Brașovului, 3 medievale, plus una se va adăuga în secolul ceva mai târziu, iar capul lui Ștefan Steiner va sta aproape 100 de ani în Piața Sfatului. Ca exemplu că așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. În virtutea dreptului războinicului, trupele generalului veteranii sunt lăsate să jefuiască suburbile Brașovului, cele 3, dar nu sunt lăsate să fure și să jefuiască din oraș. Asta era dreptul. Jefuiți, luați tot ce se poate. Asta era câștigul războinicului. Au fost frustrați soldații. Cum adică n-avem voie din oraș? Nu se poate. Totuși orașul ăsta e foarte bogat, e foarte prosper. Până la urmă, dacă furați, furați tot de la noi. Au stat o vreme instalate în oraș aceste trupe ca să se asigure că situația este sub control, iar în aprilie 1689, adică aproape un an mai târziu, în timp ce li se dă ordinul de retragere, fiindcă nu mai era nevoie de prezența lor aici, Habsburgii aflați în retragere doresc să se răzbune pentru tot ce s-a întâmplat și aprind focul, se pare, din 4 locuri diferite. Altfel, Biserica Neagră n-avea cum să fie atinsă de foc, fiindcă aici nu ar fi fost... Exact. Da.
sau cea dintre... 4 ore a trebuit. De atât a fost nevoie ca orașul ăsta, cel mai prosper, cel mai bogat, cel mai mare târg al Transilvaniei, să fie transformat într-o ruină fumegândă. Și nici măcar după ce au reușit să refacă orașul și biserica și tot ce fusese distrus, orașul nu și-a mai revenit niciodată la nivelul la care a fost înainte. De atunci datează și numele de Biserica Neagră, fiindcă după marele incendiu a durat mai bine de 70 de ani să refacă biserica și fiindcă pereții au fost, zidurile bisericii au fost înnegrite multă vreme de fum, ei bine, au numit-o Biserica Neagră. Ok. Dacă tot ne-am răcorit cu o ploaie din aceasta scurtă. Oho, și... De Brașov, așa foarte da, rece. Da. Este momentul să vorbim câte ceva despre statuetele care decorează fațadele de sud și de nord ale Bisericii Negre. Și vom începe cu prima statuie care îl reprezintă pe Ioan Botezătorul. Știm asta după mantia de blană pe care o poartă. Lângă ea se află, vedem că are și aripi, din păcate Paloș nu i-a mai rămas, este Arhanghelul Mihail, la picioarele căruia este balaurul. Știu că știți că numai George, Sfântul Gheorghe l-a înfrânt pe balaur, dar se pare că este și Mihail adus aceeași luptă. A treia statuetă îl reprezintă pe Sfântul Iacov, care este reprezentat cu scoica de pelerin pe cap, cu bastonul de pelerin. El de altfel este Sfântul Protector al pelerinilor, care pleacă în căutarea și aflarea mormântului său din Santiago de Compostela, nu pe El Camino de Santiago. Următoarea statuetă, reprezentând o personalitate cu mitră pe cap, este... Pare-se Sfântul Ieronim. Sfântul Ieronim, cel care în secolul al IV-lea traduce Biblia în limba latină, așa zisa versiune vulgata a limbii latine, pentru care compară Vechiul Testament cu versiunile din ebraică, aramaică și greacă și apoi traduce Noul Testament din limba greacă în limba latină. Versiune care va fi utilizată aceasta în limba latină de către Biserica Catolică mai bine de un mileniu. Următoarea statuetă o înfățișează pe Sfânta Ecaterina. Noi am fost deja la poarta Ecaterinei, semn că această sfântă era destul de venerată în Evul Mediu, în această zonă a Transilvaniei. Ea este înfățișată, vedeți, ținând în mână o roată și, din păcate, în cealaltă mână avea un paloș care a fost distrus de intemperii și pe care nu l-a mai putut recupera. Roata și paloșul fiind cele două instrumente cu care a fost martirizată, trasă pe roată și ulterior decapitată în secolul IV, din cauza faptului că îmbrățișase credința aceasta creștină. Următoarea statuetă ne înfățișează un personaj care pare să fie un paroh. Multă vreme s-a crezut că el l-ar reprezenta pe Thomas Zander, cel care a avut inițiativa începerii construcției Bisericii Negre în anii 1380. Multă vreme s-a crezut acest lucru, având în vedere că era prim paroh, însă se pare că nu este neapărat o variantă credibilă și plauzibilă, pentru că o asemenea onoare nu ar fi putut fi acordată unei ființe umane, nu de rangul acesta, de a fi reprezentată ca o statuetă pe o biserică de asemenea nivel. În continuare vedem o statuetă la picioarele căreia se găsește simbolul boului, așa cum Sfântul Ieronim are ca atribut leul, pentru că potrivit unei legende, atâta vreme cât a stat în pustiu, ar fi scos un spin din laba unui leu. Iată și Luca are drept atribut boul. Da? Următoarea statuetă îl reprezintă pe Sfântul Pavel, din mâna căruia, din păcate, a dispărut paloșul, iar imediat lângă putem vedea impunătoarea statuetă a Mântuitorului, Salvatorul Lumii, flancat din cealaltă parte de Sfântul Petru, și vedem că are cheia în mână. Pentru ca ultima statuetă din
mă rog, penultima, de fapt. De aici putem să o vedem deci, pe dreapta e Sfântul Petru. Exact. Și după aceea? Și după aceea okay, este fecioara cu pruncul, pentru da, că ah, okay, fecioara este protectoarea orașului și patroana Bisericii Negre. A fost biserica parohială Sfânta Maria. Da. Iar acum, într-adevăr, ultima statuetă din acest șir îl reprezintă pe Ioan Evanghelistul, cel mai tânăr dintre ucenicii lui Iisus și preferatul lui, având în vedere că atâta vreme cât s-a aflat pe cruce, îi încredințează chiar pe mama sa. M-ai întrebat de povestea copilului, de povestea da, copilului pe care îl vedem, iată, pe contrafortul acela de nord. E o poveste destul de cunoscută. Sus acolo, da. Prea puțin susținută de documente. Există niște mențiuni în documente, dar ele sunt mult mai vagi. Semn că transmiterea aceasta orală a funcționat de minune. Fiecare și-a mai adăugat da, un pic din da, imaginație și de creativitate. Se pare că în vremea în care Biserica Neagră era construită, un meșter pietrar, zidar, însărcinat cu lucrările bisericii, lucrează cu ucenici și cu calfe. Printre ei, o tânără calfă, un băiat foarte talentat, foarte muncitor și cu mari perspective în meseria, în meșteșugul pe care îl practica, îi stârnește meșterului o teribilă invidie, fiindcă acesta își închipuie că într-o zi ar putea să ajungă puțin mai bun decât el. Așa că profită de una dintre zile în care tânăra calfă trebuie să urce pe acoperiș și să măsoare dacă zidul este vertical, să verifice dacă contrafortul este vertical, iar de acolo profită și îl împinge pentru ca apoi calfa să cadă și în cele din urmă să-și piardă viața. Da. Sigur, nu se poate trăi cu genul ăsta de crimă, cu conștiința încărcată, nici nu-i de mirare, zice-se că meșterul începe să aibă coșmaruri în care Dumnezeu îl mustră și îi spune cum poți să comiți așa o faptă când lucrezi pentru templul meu, pentru sanctuarul meu. Așa că în cele din urmă hotărăște să-și mărturisească faptele în fața magistratului orașului și va fi executat în piața publică. Asta cu execuția în piața publică nu era de destinată oricui. Era și asta chiar un privilegiu. Aha, fiindcă în piața publică nu se executau. Nu oricine le... Exact. Mai pe la periferie. Exact. Dealul Furcii, unde erau executați criminalii comuni, se afla extramuros, așadar în afara zidurilor orașului, undeva la poalele Tâmpei. Da. Și acolo erau executați în mai multe feluri tot felul de infractori, iar pentru a fi executat în centrul Brașovului, mai întâi trebuia să fii cetățean al orașului. Okay. Onorabil până la un anumit da, punct, până când probabil ai comis o faptă da, foarte, foarte gravă. Și vorbind de lucrurile astea, exista o diferențiere și la felul de a muri, pentru că, de obicei, cea mai umilitoare manieră de a fi omorât era să fii spânzurat. Se spunea că sufletul celui spânzurat rămâne închis în corp și nu poate să plece către eternitate. Aha. Asta ar fi cumva o explicație spirituală, fiindcă la modul fiziologic, cel care este spânzurat se zvârcolește, nu își mai controlează funcțiile fiziologice, în orice caz este o moarte destul de umilitoare, publică, mm-hmm, așa? Pe când cea mai onorantă... Exact. Cea mai onorantă manieră de a muri era să fii decapitat, totul se termină repede, relativ curat, așa, în da, anumite da, limite. Și îmi place că am documentat tot felul de mesaje din acestea inspiraționale și motivaționale înscrise pe spada de execuție. Probabil că dacă vreodată mergeți la Muzeul Castelului Peleș, veți remarca în sala care depozitește colecția de arme europene o sabie de execuție pentru nobilii germani datând undeva din secolul XVI, pe care ar fi inscripționată o frază din asta motivațională, dacă okay, se poate vorbi în contextul ăsta, și anume, când această spadă se va ridica deasupra capului, gâtului tău, grația sau harul divin va coborâ deasupra capului tău. Mm-hmm. Eu cred că e o consolare puternică. Curcubeu? Da, avem un curcubeu acolo. Da. Și ca să continuăm, mai avem o singură... Dar văd niște găuri... Așa este. Așa este. Ele sunt mult prea regulate ca să fie găuri de, nu știu, rezultate în urma tragerii cu anumite arme. Aha, sau cu tunguri. Okay. Dacă te uiți atent, ele sunt localizate în mijlocul blocului de piatră, aha, fiindcă da, așa era nevoie să lase o gaură în ideea de a le ridica de la sol și de a le ridica okay, în ideea de a fi montate, okay, de a fi... Okay.
zidite cumva. Da. Acesta este cumva explicația. Pe latura aceasta au fost mai multe statuete, dar fiind latura nordică, ele au fost deteriorate de condiții meteo nefavorabile și au fost multe înlăturate. Dar mai avem o singură statuetă de menționat, și anume în timpanul portalului acesta de pe latura nordică. Avem o statuetă care a suscitat multă curiozitate și confuzie în același timp a creat. Multă vreme s-a crezut că este vorba despre o figură feminină, până în cele din urmă s-a identificat, iată acolo, sus, în timpanul dintre etajul 1 și... Exact, da. Este vorba despre Isus în templu, la intrarea în templu la vârsta de 12 ani. Uh-huh. Cam acestea ar fi statuetele ce decorează impunătoarea noastră biserică neagră. Ok. Bine ați venit în Biserica Neagră. Bine ați venit. Cred că e momentul cel mai potrivit să facem cunoștință cu cel puțin câteva dintre comorile pe care le ascunde acest edificiu emblematic pentru Brașov și, până la urmă, mândria brașovenilor de-a lungul a multe secole în istorie. Fiindcă, așa cum spuneam, se pare că Biserica Neagră este cel mai mare edificiu gotic religios între Viena și Istanbul, și eu explicam motivul, și anume faptul că Brașovul a fost o zonă de graniță între două lumi, între Orient și Occident, cumva, între lumea catolică și cea ortodoxă. Aici, la Brașov, fiind granița sudică, sud-estică, mă rog, a Transilvaniei, practic aici se termina zona de influență a Bisericii Catolice. Fiindcă a fost o biserică catolică, o biserică parohială, dedicată Fecioarei, sub patronajul Fecioarei, așa cum am și văzut ieri, Fecioara Maria ca statuetă care... Da, cu pruncul, da. Construcția bisericii începe undeva la 1380 și se pare că a fost un efort de foarte lungă durată, întrucât a durat aproape 100 de ani. Povesteam și despre câteva dintre motivele acestei perioade foarte lungi, și anume faptul că deseori lucrările de construcție erau întrerupte, deoarece localitatea s-a confruntat de-a lungul timpului cu o sumedenie de dezastre. Adică, și dacă n-ar fi fost o invazie, cu siguranță ar fi fost ceva să întrerupă această lucrare, adică ar putea fi un incendiu, ar putea fi o epidemie, o molimă, ceva, ar putea fi diverse cutremure, invazii de lăcuste sau de șoareci, etc. Da. Construită într-un stil gotic flamboyant, așa mai târziu, biserica va fi ulterior, în secolul Reformei, transformată într-o biserică luterană, odată cu răspândirea ideilor reformei religioase ale lui Martin Luther, prin eforturile cărturarului brașovean, umanistul Johannes Honterus. Și pe el l-ați văzut, fiindcă are o statuie în curtea bisericii. Exact. Lui Johannes Honterus noi îi datorăm mai mult decât faptul că a reformat țașii. Îi reformăm că apoi datorăm faptul că a pus bazele unei tiparnițe și că a contribuit la popularizarea, dacă vreți, a cărților. Se știe foarte puțin despre faptul că Johannes Honterus îl sprijină pe diaconul Coresi în a-și scoate tipăriturile sale în slavonă, nu neapărat dintr-o dragoste frățească, ci pentru că Johannes Honterus are inițiativa de a înființa prima moară de hârtie din Brașov, iată pe pirul Ghimbășel, undeva în cartierul Stupin de astăzi. Această moară a fost deținută de-a lungul timpului de câțiva juzi ai Brașovului, care s-au și implicat în fabricarea de hârtie și, evident, în tipărirea de cărți. Cam o treime din hârtia fabricată la Brașov mergea la Cancelaria Principatului Transilvaniei, iar pentru restul, din rațiuni pur comerciale, Johannes Honterus îl va sprijini pe diaconul Coresi să-și tipărească o sumedenie de cărți în slavonă. Tot lui Johannes Honterus îi datorăm și faptul că înființează primul gimnaziu, îi se spunea pe timpuri, astăzi i-am spune liceu, din Transilvania, pe la 1540, care își continuă activitatea inclusiv astăzi. Da, am fost la el.
Exact, da. Exact. O școală cu lungă tradiție. Tot lui Iohannes Honteru se-i datorăm primul regulament școlar din Transilvania, fiindcă se reorganizează întreg sistemul de învățământ în epoca reformei. Se pune foarte mare accent pe școală, cum o să mai vedem și ceva mai încolo. Iar tradiția pe care am văzut-o astăzi cu festivalul sărbătoarea liceului Honteru, Colegiului Național Honterus astăzi, Honterus Fest, este o sărbătoare de câteva secole, nu este nouă. În mod tradițional, de câteva secole, cei care studiază la liceul acesta fac o drumeție pe drumul vechi al Poienii până în Poiana Mică, unde însoțiți de fanfară vor sărbători cum se și cuvine. Și nu lipsește niciodată fanfara, asta ne-ai spus. Toate evenimentele din comunitatea săsească sunt însoțite de fanfară, fie că este nuntă, fie că e mormântare, fie că este 1 mai, când primăvara este întâmpinată cu cântece specifice de fanfară. Fie că este o sărbătoare simplă, câmpenească, toate se întâmplă în compania instrumentiștilor fanfarei. Da, și sună foarte bine. Tot lui Iohannes Honteru să-i datorăm și o impresionantă bibliotecă, despre care știm că era foarte vestită în acele timpuri. Cu atât mai mult cu cât știm bine că la 1526, când otomanii au ocupat zona centrală după bătălia de la Mohaci, zona centrală a regatului maghiar, biblioteca lui Matia Corvin, foarte vestită în toată Europa, a suferit distrugeri foarte mari și știm că biblioteca lui Honterus era cumva a doua cea mai mare din fostul regat maghiar. Din păcate, marele incendiu de la 1689 a distrus irreversibil patrimoniul inestimabil din biblioteca lui Honterus, dar este de apreciat faptul că încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea brașovenii aveau acces la o bibliotecă. Da. Puteau să meargă acolo și să studieze. Din fericire, o bună parte din manuscrise și cărți de mare valoare de dinaintea lui Honteru s-au fost păstrate și ele se află încă în patrimoniul Bisericii Negre. Așadar, vorbim de o biserică vie care are undeva o comunitate de 1000 de noriași. Sper că nu greșesc, pe acolo era ultima dată. Nu sunt foarte mulți, dar având în vedere că rămân că populația de etnie germană în toată România este undeva sub 40.000, să luăm în calcul că totuși este o cifră mare, da, raportat la cât sunt în România. Acum, dați-mi voie să vă prezint câteva tezaure ale bisericii. Ia să vedem unde e Nina. Dacă acolo, ok, super. În primul rând, sper că ați remarcat covoarele expuse atât în galeriile de la etaj, cât și pe pereții de aici, de la parter. Că asta este un tezaur impresionant al Bisericii Negre. Vorbim de undeva în jur de 200 de covoare anatoliene, deci cumva covoare specifice culturii musulmane. Okay. Cele mai multe provin din secolele 17-18 și cred că vorbim de cea mai mare colecție de covoare otomane din Europa, exceptând Istanbulul, despre care știm că se întinde pe două continente și practic acolo este izvorul covoarelor anatoliene. Probabil că vă întrebați ce caută niște obiecte care au de-a face cu cultura musulmană și cu civilizația musulmană într-o biserică creștină. Ok, ce caută? Aș vrea să dezbrăcați cumva aceste covoare de orice semnificație inițială de covor de rugăciune, cum sunt de pildă covoarele pe care acolo, le vedeți acolo, care au mihrabul. Acelea, da, sunt covoare de rugăciune? Exact, okay. Au fost. Au să fie, da, în trecut, da, pentru că au mihrabul, cupola aceea a moscheii. Deci aș vrea să uitați de semnificația inițială și să vă închipuiți că aceste covoare nu sunt altceva decât niște mărturii puternice asupra intensului comerț pe care l-au avut, relațiilor comerciale pe care le-au avut Asia Mică și cu negustorii din Transilvania. Adică aceste covoare așa ajungeau pe calea comerțului și având în vedere că în Brașov o parte din taxele vamale se puteau plăti în obiecte, în natură. Da? Și faptul că au fost, și având în vedere și faptul că au fost perioade de criză monetară, în crize de monedă, iată, acestea așa ajungeau în proprietatea orășenilor din Brașov, urmând ca ele să fie folosite în ritualuri funerare, la ceremonii maritale sau să fie dăruite persoanelor importante.
erau daruri de mare preț în acea epocă, fiindcă vreau să vă spun că... Asta mă gândeam, ce valoare? Avea o valoare mare. Dacă ieri am vorbit de valoarea unei case mari, impresionante de patricieni, undeva la 20-25 de kilograme de piper, da, în funcție de valoarea covoarelor, acestea puteau să fie, să echivaleze cu... Adică prețul unei case putea să echivaleze cu între 5 și 10 covoare anatoliene. Oho. Covoare anatoliene, pentru că pare să că proveniența lor sunt zonele din Ușac, Gârdes, Selendi, Demirgi, zone ale Anatoliei. Acum, în anii 70, la Biserica Neagră s-a și constituit o școală de restaurare pentru obiecte de patrimoniu și pentru aceste obiecte textile vechi, pentru covoarele anatoliene, fiindcă ele în continuare sunt la mare preț, având în vedere că sunt vechi. Da. 200-300 de ani. Ajungând, iată, la brașoveni, ele erau dăruite bisericii, unde, în special, începând cu epoca reformei, când au fost interzise toate reprezentările figurative în biserici, mai pe scurt au fost acoperite freșcele care obișnuiau să decoreze pereții bisericilor, fostelor biserici catolice. Începând cu reforma, iată, ele vor decora pereții sau altarul sau chiar stranele, fiindcă a avea o strană decorată cu covoare anatoliene însemna faptul că proprietarii acestora erau foarte avuți, foarte înstăriți. A doua comoară a bisericii, da, biserica are mult mai multe comori decât ceea ce prezentăm, dar spunem ceea ce se poate vedea, desigur, este cea mai mare orgă mecanică din România, pe care o și vedeți acolo sus. Vine undeva de aproape 200 de ani în urmă, când constructorul berlinez Carl August Buchholz o construiește pentru Biserica Neagră. Și vorbim de aproape 4.000 de tuburi, înalte de până la 10 metri, restaurată și în perfectă stare de funcționare cu tuburile și cu elementele originale. Așa este. Mai mult de atât, vă spun un secret, începând de astăzi se lansează sezonul de sere, deschide sezonul de concerte de vară, de concerte de orgă în Biserica Neagră. Mm-hmm. Avem și un foarte valoros organist aici, Stefan Schland, alături de corul Bach. Stefan Schland este de altfel, provine într-o familie cu tradiție muzicală și tatăl său, Eckhard Schland, este un foarte cunoscut organist. Și mai mult de atât, orga mai dispune de, biserica, mă iertați, dispune de mai multe orgi aduse și restaurate, salvate din diverse locuri unde erau în pericol. Așa cum știm, cea mai mare parte din populația sașilor a suferit atât de pe urma deportărilor de după al doilea război mondial, cât și de pe urma târguielii lui Nicolae Ceaușescu cu cancelarul Helmut Schmidt. În anii 70-80, care a permis sașilor să plece din România, dar a cerut o compensație per capita, deci pentru fiecare persoană s-a stabilit un preț, chiar dacă sună foarte cinic, un preț care depindea foarte mult de nivelul de educație. Și ulterior vom vorbi de anii 90, în care va fi acea emigrare masivă a sașilor, care va duce la depopularea masivă orașelor și a satelor săsești. În urmare, aflate în stare de degradare, biserici fortificate și biserici ale sașilor vor avea de suferit, iar prin sprijinul oamenilor cărora le mai pasă încă de patrimoniu, se reușește încă salvarea unora dintre ele. Aș menționa și orga Hesse, dacă tot vorbim de orgi valoroase, este orga pe care o vedeți acolo în partea dreaptă. În dreapta. A fost construită și ea undeva în secolul XIX. A fost o comandă pentru Lechința, pentru biserica din Lechința, din județul Bistrița-Năsău, de asemenea o comunitate săsească și la Lechința, și este construită de un constructor vienez, Hesse. Ulterior va ajunge în biserica evanghelică de la Posmuș, tot în Bistrița-Năsău, de unde prin anii 80 va fi, către sfârșitul anilor 80, va fi adus aici, restaurată și iată o avem expusă chiar. Da. Din păcate, prea puțin din tezaurul bisericii a reușit a fi salvat în timpul marelui incendiu de la 1689, despre ale cărui motive chiar am discutat anterior. Așadar, și altarul pe care îl vedeți datează de după epoca marelui incendiu, reprezentându-l pe Iisus predicând pe muntele măslinilor.
Și avem acolo 6 statuete, adică cei 4 evangeliști flancând zona centrală a altarului și deasupra Sfinții Petru și Pavel. Vă povesteam despre reguli stricte în comunitățile săsești. Acestea se aplicau și la felul în care îți ocupi locul într-o biserică. Mai pe scurt, aceste bănci centrale, care în trecut nu aveau spătar, și o să vedem astăzi de ce nu aveau spătar, nu aș vrea să stric explicația acum, să o dezvălui chiar acum. Spătarele acestor bănci datează doar de la, din anii 30, când au fost instalate cu scopul de a permite credincioșilor să asiste fie la slujbă, fie la concertul de orgă. Iar tot în anii 30 a fost îndepărtat podeaua de piatră pentru a fi introdusă aceasta de lemn, pentru că au introdus un sistem de încălzire cumva din pardose, din pardose, vedeți grătare. Încălzire mai degrabă. Intuiți-vă că aici iarna este un frig cumplit. Da, și acum se simte destul de răcoare. Băncile laterale, în special acestea două, erau pe laturile acestea laterale, din cele din mijloc, erau destinate notabilităților orașului, persoanelor importante, juzilor, magistratului orașului, senator, vilic, etc., notarilor, iar băncile care sunt exact lângă perete erau destinate meșterilor de breaslă. Doar meșterilor de breaslă, și veți remarca fiecare strană în parte are stema proprie pictată pe ea. În ceea ce privește ucenicii și calfele care activau în aceste bresle, pentru ei erau destinate galeriile de la etaj. În așa fel încât ca meșterii de aici de jos, în timpul slujbei, să-i poată supraveghea, să cumva să doarmă sau să facă ceva care să contravină ordinii și disciplină. Deci cumva trebuiau să stea pe diagonală. Exact. Este de notorietate competiția ce avea loc permanent între bresle, pentru că fiecare încerca să-și decoreze cât mai frumos strana, nu neapărat ideea de a impresiona, ci mai degrabă pentru a-și afișa cumva în mod public statutul social, fiindcă de statutul social și financiar al breslei depindea foarte mult și segmentul de fortificație pe care îl apărau. Încă, cu cât era o breslă mai prosperă, cu atât turnul sau bastionul pe care îl aveau în apărare, în menținere, era mai mare. Și poate că ar merita să menționăm, de pildă, chiar aici, în partea stângă, stranele tâmplarilor, considerate unele dintre cele mai frumoase și în mare competiție cu cele ale croitorilor, pe care le vom vedea la ieșire, având în vedere că au aceste sfeșnice strunjite. Da, deosebit. Acolo pe perete putem să vedem o pictură în care judele orașului, lângă care se află Iohannes Hunterus, judele orașului Iohannes Fuchs la momentul acela, prezintă și citește magistratul orașului Cartea Reformei redactată de Iohannes Hunterus, acesta fiind un moment crucial în care se decide că ar fi bine să se treacă la noua ramură a creștinătății, și anume să îmbrățișeze reforma prin această latură luterană. În aceeași imagine apare și afară, în statuie, cu cărticica? Da, Iohannes Hunterus. Da, cărturarul căruia îi datorăm foarte multe. Descrierea Transilvaniei, prima harta Transilvaniei printată la Basel. Ar fi necesar să vorbim jumătate de zi despre realizările lui Iohannes Hunterus, dar el este în principal cunoscut pentru activitatea sa eminamente umanistă și pentru faptul că a reformat credința țașilor transilvaneni. Așa cum am zis, un proces care a durat 70-80 de ani, timp în care țașii s-au convertit aproape integral la luteranism. Da. În ceea ce privește reforma în Transilvania, aș dori să vă spun că ea nu a fost o reformă foarte radicală, așa cum s-a întâmplat în alte părți ale Europei. Nu s-au ars altare. Desigur, s-a îndepărtat fresca, pentru că, în opinia luteranilor,
această frescă... Deci nu s-a stopat, s-a îndepărtat? S-a pictat peste, s-a zugrăvit cumva peste. Okay. Acum, în prezent, se fac eforturi în toată Transilvania de redescoperire a picturilor murale, unele de foarte mare valoare artistică. În principiu, luteranii nu permit reprezentările figurative într-o biserică, în ideea că un creștin trebuie să se concentreze pe cuvântul Domnului pe care îl propovăduiește preotul și nu să stea cu gura căscată uitându-se pe pereți. Desigur, există și un motiv pragmatic pentru asta și aș vrea să punctez faptul că atât ortodoxii cât și catolicii în bisericile lor au frescă, tocmai pentru că în trecut cuvântul Domnului nu era neapărat foarte accesibil, având în vedere că o slujbă, așa cum am mai menționat, ortodoxii au ascultat-o mai bine de 500 de ani în limba slavună, iar latinii, catolicii au ascultat-o mai bine de o perioadă foarte, foarte lungă în latină, da? Cine știa latină pe timpurile, cine știa slavună, în afară de câteva persoane luminate. Foarte școlite. De aceea era nevoie de frescă, pentru ca să explice ceea ce nu se putea înțelege prin limbă. Dar, odată cu reforma, deja avem slujba în limba germană, ceea ce înseamnă că acest cuvânt al Domnului ajunge la inimile și prin urechile și în inimile tuturor credincioșilor. Totuși, aș dori să mai menționez un lucru. Există și excepții în bisericile transilvane ale sașilor, fiindcă avem o mulțime de exemple de frescă ce se păstrează. Și este cazul chiar aici, în Biserica Neagră, să vorbim despre o frescă ce se păstrează și care datează din epoca în care biserica era catolică. Hai să vedem și motivul pentru care se păstrează. Da. Ca să înțelegem că exista un anumit spirit al toleranței, dacă vreți manifestat, iată, chiar la Brașov aveți un exemplu foarte bun. Pe o suprafață relativ restrânsă avem biserică luterană, avem o biserică romano-catolică, avem biserici ortodoxe și avem o sinagogă. Da. Nu aș vrea să ne închipuim că a fost un conflict și un război total. Nu, se pare că nu. Da. Da. A fost și perioade de tensiune, dar cu siguranță s-a manifestat și în oarece spirit al toleranței. Iată fresca despre care vă povesteam. Este fecioara îmbrăcată în negru. Acum, eu nu sunt neapărat istoric de artă, dar mi s-a explicat că reprezentările ale fecioarei îmbrăcate în negru sunt doar câteva în Europa. Că dacă uitați cu atenție, se pare că hainele fecioarei, veșmintele fecioarei, nu au fost inițial negre. Există această poveste că după marele incendiu, pentru a putea restaura cât mai reușit această frescă, a trebuit să lase fumul acela care a înnegrit, să coloreze hainele fecioarei. Da, am înțeles. În partea stângă a fecioarei, Sfânta Ecaterina. Încă o dată aici, acolo unde se află astăzi Colegiul Național Hunterus, înainte de construcția școlii propriu-zise de la 1540, a existat o capelă dedicată Sfintei Ecaterina și tot în direcția aia se găsește și poarta Ecaterina, dacă vă aduceți aminte. Da. Iar în partea dreaptă Sfânta Barbara, fiindcă undeva extramuros, adică în afara zidului de incintă, exista o capelă a Sfintei Barbara, care era cumva protectoarea leproșilor. În epoca catolicismului era considerat, cel puțin în trecut, că cea mai înaltă formă de compasiune ar putea să fie actele de caritate manifestate către comunitățile de leproși. Iar în colțurile din stânga, respectiv dreapta, puteți să vedeți stemele, în stânga stema lui Matia Corvin, rege al Ungariei. Deci tot pe frescă sau? Jos, chiar în colț. Jos, în colț, da. Ok. Stema lui, blazonul lui Matia Corvin, regele maghiar, și în dreapta blazonul soției sale, de origine italiană, Beatrix de Aragon. Era în dreapta, aia e stânga. În dreapta, rămâim puțin în dreapta. Motivul pentru care această frescă se mai găsește încă în Biserica Neagră este respectul pe care îl manifestă sașii, chiar dacă trecuți între timp la luteranism, pe care îl manifestă față de regele maghiar, catolic, desigur, Matia Corvin, ce își aduce o contribuție fundamentală în vremurile când această biserică se construiește, deci secolele sfârșit de 14, început de 15, și mai mult de atât, această frescă este cumva pictată la ordinele sale și cu sprijin financiar din partea sa. Da.
soare cum a fost. Da, e bine, e bine, că s-a văzut. A existat acest obicei, această practică în toată Europa de a înmormânta în biserici cele mai importante personalități ale comunității. Și dacă am înțeles bine, undeva la 300 de persoane au fost înmormântate în Biserica Neagră. Ele de obicei erau înmormântate acolo în zona corului, de altfel o zonă privilegiată și cu cel și cu stranele din stânga-dreapta care flanchează corul, pentru că acolo erau stranele clericilor. Genul acesta de practică va înceta odată cu ordinul împăratului austriac Iosif al II-lea către sfârșitul secolului al XVIII-lea, în special din rațiuni de igienă și de siguranță a sănătății publice, fiindcă se temeau de răizbunirea unor epidemii de ciumă. Așadar, osemintele au fost scoase și mutate în cimitire, dar ceea ce încă mai păstrează și e destul de spectaculos, nu doar în Biserica Neagră, ci în toate bisericile săsești în Transilvania, sunt pietrele de mormânt, câteodată opere de artă sculptate de celebrii artiști, sculptori în piatră, de exemplu. Dacă toți suntem aici, hai să menționăm și de cristelnița pe care o vedeți în față și care datează din secolul XV, o donație din partea unui meșter al orașului, care această cristelniță se păstrează în mod miraculos la marele incendiu, în formă de potir gotic. Da. Această cristelniță. Ea a fost și folosită de când a fost donată atunci, nu? Sau... Desigur, desigur. Cred că... Acum, vreau să vă spun că e o minune că se păstrează, fiindcă incendiul a fost atât de puternic încât vreau să vă închipuiți că cele 5 clopote ale Bisericii Negre s-au topit atunci în 1689 sau au căzut pe sol. Nu e de mirare că reconstrucția, restaurarea bisericii va dura încă aproape 100 de ani. Wow, da. Da. Și ați remarcat și o impresionantă orgă. Orgă în stânga. Datează undeva de la sfârșitul secolului XVII și este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche din Transilvania. Perfect funcțională. Da. Mi-aduc aminte că ocazional se fac concerte la patru orgi. Acustica excelentă în Biserica Neagră. Și v-aș invita să vedem și camera în care sunt expuse o parte din pietrele de mormânt care au fost... Acele opere de artă. Da, exact. Pe aici. Înainte să ajungem, hai să aruncăm o privire la impresionantul amvon, care de altfel în epoca luteranismului, începând cu reforma, devine un foarte important element al bisericii, fiindcă schimbă cumva și registrul relației între preot și mulțime și enoriaș. Dacă în catolicism preotul este cumva izolat, acolo singur, doar el cu Dumnezeu în fața altarului și instituie un fel de relație de superioritate. Eu, mesagerul lui Dumnezeu, voi sunteți cumva supuși lui Dumnezeu, prin urmare și ai mei. Iată, ambonul devine piesa, bucata centrală a unei biserici luterane. De acolo se propovăduiește, se deslușește cuvântul lui Dumnezeu. Și toată, iar preotul este adus în mijlocul mulțimii, pentru că la final misiunea sa este de a răspândi cuvântul Domnului. Deci de a fi printre oameni și nu deasupra lor. Da. Da, ne uităm la... Acestea erau stranele meșterilor, dar tot templarilor pare mai frumoase. Mai frumoasă. Dar, așa cum am spus, era o strânsă competiție între ele și titlul de cele mai frumoase strane și le dispută stranele croitorilor și stranele templarilor. Stranele croitorilor sunt chiar aici, la intrare sau la ieșire, dacă ia doriți. Să vedem, da. Se află de o parte și de alta a ușii cele de aici. Exact. Și au pictate cele 10 virtuți cele creștine. De aici. Chiar așa. Mm-hmm. Deci acestea sunt stranele croitorilor. Croitorilor, da. Da. Yeah.
și să intrăm și în camera unde sunt expuse pietrele tombale. Ale personalităților care în trecut au fost înmormântate în Biserica Neagră. Da. Puteau să fie, de pildă, un prim preot al orașului sau... Ce interesant! Da. Sau putea să fie un jude... Care stăteau deasupra sau unde erau? Da, puse? Erau puse, plasate deasupra mormântului propriu-zis. Uh-huh. Având în vedere că osemintele au fost scoase și mutate în cimitire, doar aceste pietre se mai păstrează. Iar o, trei juzi din aceeași familie. Wow. Acolo sus puteți să vedeți și statuia originală despre care am povestit, cu acea calfă aruncată, împinsă de pe acoperișul Bisericii Negre pentru... Că meșterul său a devenit foarte, foarte gelos. Copilul. Da. Da, pe tale. Pe care oricum mai vedem una și deasupra. Aceea este o replică. E o replică? Okay. Aceasta este cea originală. Pentru că, o vedeți, este foarte deteriorată, având în vedere că s-a situat pe fațada de nord, adică fațada cea mai expusă la vântului, ploii, da, soarelui, zăpezilor, etc. Și în drumul nostru către ieșire, dați-mi voie să vă povestesc și un mic aspect din viața de zi cu zi a brașovenilor. Se știe că regulile erau extraordinar de stricte pentru toată lumea, prin urmare, regulamentele spuneau că toți bărbații care au capacitate de a lupta aveau obligația de a avea acasă și de a fi capabil să folosească o colecție de arme formate din arc cu săgeți, o spadă, lance, o lance de tipul celor folosite în vânătoarea de mistreți și o archebuză. Sigur, armele în timp de pace nu aveau voie să fie purtate. Ele trebuiau puse cumva la îndemână, într-o încăpere foarte aproape de accesul în... de ușa de ieșire, nu? De ușa de ieșire din respectivele încăperi. Iar odată ce se suna clopotul care anunța pericolul, iminența pericolului de invazie, bărbații aceștia capabili de luptă veneau la slujbă cu toată comunitatea pentru a se ruga, însă nu aveau voie să-și poarte săbiile cu ei. Spadele trebuiau să rămână aici afară, înșiruite față de zid. Și aici avem... Dar de îndată ce slujba se termina, oamenii își ascuțeau săbiile de zid, considerând că în felul ăsta vor lua puțin har divin, un pic de protecție divină cu ei pe câmpul de luptă. Destul de legitim dacă te gândești că ei nu erau cei care atacau, ci dimpotrivă cei care apărau. Se apărau pe ei și pe întreaga comunitate. Impresionant. Da. Așa-i? Da. Impresionant. Dacă aceste ziduri ar putea să vorbească, probabil ar povesti lucruri mult mai multe și poate cu mult mai interesante decât ceea ce am spus. Până una alta, este un edificiu cu care noi ne mândrim și care atrage an de an o sumedenie de turiști și care stă mărturie a felului în care această biserică a coagulat comunitățile săsești de aici, din orașul Coroanei. Deci cea de sub ceas? Da. Așa era în toate orașele săsești. Exista un fel de deviză, un fel de motto al orașului. Mm-hmm. Și peste toate tronează turnul bisericii cu cel mai mare clopot mobil din România, din câte știu, undeva peste 6 tone. Și cu deviza orașului, cu motoul orașului, Verbum Domini Manet in Eternum, cuvântul Domnului e veșnic sau este fără sfârșit sau rămâne în veșnicie.